De la 21 martie, adică de la echinocțiul de primăvară, durata zilei va fi în continuă creștere, iar cea a nopții în scădere până la data de 21 iunie, când va avea loc solstițiul de vară. Altfel spus, primăvara începe din punct de vedere astronomic odată cu echinocțiul de primăvară și durează aproximativ 92 de zile. Este totodată și momentul în care ziua este egală cu noaptea în orice loc de pe pământ, dar marchează, potrivit tradițiilor, începerea noului an agrar. Iar ca să îți meargă bine în această zi, este necesar să nu te cerți cu nimeni și să nu te superi, pentru că vei strica armonia adusă de energiile unite ale zilei și nopții. Astrologii spun că momentul în care ziua devine egală cu noaptea simbolizează o stare de armonie, o stare de transformare profundă, atât a naturii exterioare, cât și o transformare benefică a naturii noastre umane. În perioada echinocțiului de primăvară, totul se trezește la viață, tinde să iasă la suprafață și să se bucure de energiile profunde ale primăverii. Nu în ultimul rând, echinocțiul de primăvară are influență și în ceea ce privește stabilirea datei când cade Paștele. Conform tradiției creștine, Paștele este serbat întotdeauna în prima duminică după prima lună plină de după echinocțiu.